Să înceapă marea lectură! Cum merge pocalul? Dacă fiți mândri, astele nutresc. Ca și florile din mai, fiice dulce a unui plai, plai râzând cu iarbă verde, ce se leagănă, se pierde, undoind încetişor, șoptind șoapte de amor. Mii de oameni au citit sâmbătă timp de 10 ore și 20 de minute din poeziile lui Mihai Eminescu în Piața Unirii. Clujenii au încercat să doboare astfel un record mondial. Eu sper să intre în Guinness Book pentru că merită, nu atât Eminescu, cât tot ce înseamnă poezia românească. Construim un viitor frumos pentru următorii 100 de ani și am încredere în ăștia micii. Noi am pregătit 10.000 de exemplare, cadou pentru fiecare participant. Trebuie doar să citească în ordinea în care este numerotat, să citească pasajul care este indicat. Să dăm un mesaj întregii lumi că la Cluj și în România se citește. Mi se pare foarte tare această inițiativă și chiar mă aștept să intre în cartea recordurilor. La finalul maratonului de lectură au fost validați 3.491 de participanți. Până la finalul săptămânii, reprezentanții Guinness Book vor anunța dacă Cluj-Napoca a cucerit recordul mondial la secțiunea Cei mai mulți oameni care citesc în cascadă. Ultimul record mondial la această categorie a fost stabilit în anul 2015 în India, când au fost înregistrați 3.071 de cititori.